Salut, sunt Paul și astăzi merg să-mi deschid un cont bancar în Elveția. Azi e marți, aseară a fost meciul de pe arena națională Franța-Elveția și surprinzător, Elveția a reușit să elimine campiona mondială. A fost un meci foarte interesant și cu un rezultat neașteptat. Cu siguranță e mare bucurie pe aici că a reușit să câștige Elveția. Și acum am mers spre bancă ca să-mi deschid un cont. Până la urmă am deschis cont la bancă, am reușit, a fost totul foarte ok, am terminat destul de repede. Dacă ești angajat la Google, ai o ofertă specială cu banca, așa că nu ai deloc taxe de plătit, nu știu, în primii 2 ani sau ceva de genul. Ce am observat aici în Elveția și mi se pare interesant e că în general botul 1 sunt familiile sunt în centru electric. Cumva mă deranjează puțin că trebuie să transform, dar s-a transformat destul de simplu. Și am zis în general nu tot timpul că, de exemplu, aici sunt în mililitri. Deci, nu știu de ce, depinde foarte mult. Din câte am înțeles, aici e destul de scumpă carnea. Unele persoane din Elveția chiar merg până în Germania să-și ia carne. Dar nu că nu mi se pare scumpă, nu prea am cumpărat carne aici în România, nu știu cu ce să compar. De obicei nici la facultate nu luam carne să gătesc. Eu ori îmi luam niște chestii semi-preparate de la magazin, ori mâncam de la cantină. Deci nu știu ce să zic. Bacon, ce mai chestii pe aici. Nu știu dacă e ceva foarte scump, dar probabil sunt prețurile mai ridicate, cu siguranță. Dacă s-a toate numai la carne, cum să nu 20, cum mai fac? Bă, sigur noi 100 de lei chestia asta în România. Ar fi cost 80 de lei. Da, probabil sunt mai ridicate prețurile. Mi se pare că toată lumea e mult mai liniștită, mai răbdătoare, nu se grăbește nicăieri. Nu ești claxonat, aiurea. Și într-adevăr, parcă te simți și tu mai liniștit odată ce și tot în jurul tău e mult mai liniștit. Și mașinile pe care le vezi, nu prea am văzut mașini din astea vechi, cum sunt la noi, pot să le zic rable, dar mașini foarte, foarte vechi. Aici am toate, foarte rar am văzut, de exemplu, acolo în Passat. Aia cred că e printre cele mai vechi mașini pe care le-am văzut aici. Probabil există ceva reguli ca în orașele mai mari din Europa, în legătură cu mașinile care au emisii de carbon foarte mari, să nu aibă voie să circule. Deci probabil de aia nici nu văd mașini prea vechi în oraș. Mi se pare foarte interesant că sunt grămadă de biciclete. O grămadă de biciclete aici. Am zis că o să merg până la urmă în gară să văd cum e. Între timp a și plouat, nu mai e chiar atât de cald, chiar dacă e ora 4. A plouat destul de mult și s-a răcit vremea. Așa că o să merg în gară să văd cum e o gară în Elveția. Aici e subteranul gării pentru că nu ai voie să treci liniile. Și la noi, în gările mari, teoretic n-ai voie să treci liniile, dar sunt locuri prin care poți trece. Cred că mi-aș da seama de ce nu ai voie să treci pe linia ferată. Trec extraordinar de multe trenuri, numai cât am stat aici 5 minute, au trecut minim 7-8 trenuri. Oricât de atent ești, poți foarte ușor să fii lovit de tren. Un bilet de aici până în centrul orașului costă între 3 și 4 franci. Nu pot să zic că stau foarte departe de centru, dar sunt și cartiere în oraș care sunt mai departate de centru. Cumva, cartierul în care stau eu pentru Zurich e un fel de Mărăști pentru Cluj. Cam asta e distanța. Un abonament pentru transport care să acopere tot orașul. Cred că ajunge undeva la 85 de franci pe lună și s-ar putea să-i pot deconta, că nu sunt sigur. De asta am zis că trebuie să mă documentez mai mult, pentru că s-ar putea să am și beneficii și să nu cheltuiesc banii aiurea. Întotdeauna unde sunt scări, am văzut că este și un lift. Întotdeauna am văzut chestia asta și la aeroport. Bine, la aeroport e destul de modern, dar și la gară. Chiar e foarte fain că te gândești și la oamenii care poate nu pot să urce scările sau au, de exemplu, bagaje și nu pot să urce scările. Designul tuturor clădirilor e unul destul de interesant și, într-adevăr, nu e designul ăla, nu basic, dar de comunism pe care îl găsești în România. Un corn simplu, unt, aproape 5 lei, cred. Cea mai simplă pâine, văd, de 250 de grame, e aproape 4 lei, cred, și asta de 500, aproape 5 lei. Până la urmă mi-am luat câteva piersești pentru că e foarte bine să mănânci fructe și legume. M-am dus la casa de self-scan. Și la noi, cum e în România, după ce ai scanat, îți dă un bon și pe baza bonului respectiv poți să iei din magazin. Deci puteam să nu-mi fi scanat toate produsele, nu m-a verificat nimeni nimic. Deci pot să zic că și acest lucru m-a impresionat, că se merge pe bază de încredere. Bine, erau și camere de la vederi. Deci în cazul în care nu plăteai sigur, te prindeau cumva. Oricum, mi se pare foarte șmecheră inițiativa că nu trebuie să primești bon pentru fiecare cumpărătură pe care faci. Nu-ți trebuie o hârtie pentru o doză de suc sau pentru orice lucru cumpărat.
În concluzie, pot să zic că Elveția e o țară mai scumpă decât România, dar nu e imposibil să te întreții aici, adică sunt niște prețuri cât de cât acceptabile. Dacă doar am venit în gara să văd ce pe aici, astăzi o să și merg trenul, mă duc acum până în gara din centru și încerc să văd mai multe detalii despre cum aș putea să fac abonamentul la transport public. Aici pe tabela de program mi se părea interesant că totodată arăta ce clasă are fiecare vagon și la un moment dat se schimbau și arătau care sunt vagoanele cu intrare specială pentru persoanele cu dizabilități sau chiar pentru biciclete. A reușit să fac abonamentul, deoarece am sub 25 de ani, am avut ceva de reducere, de la 85 la 62 de franci. M-a întrebat dacă am nevoie de la acum, că de fapt trebuia să-mi dea un card. Și am zis că da și mi-a dat ceva înlocuitor, ca un fel de dovadă, un bilet temporar până vine cardul respectiv. Observ că au linii ferate, deci asta mi se pare foarte interesant. Au linii atât deasupra și subterană. Deci un fel de metro combinat cu o gară. Cu abonamentul ăsta pe care mi l-am făcut eu acum de 60 de franci, pot să călătoresc și cu trenul și cu autobuz și nu trebuie să mai plătesc nimic în plus. Aici e un râu, cred că e tulbure, că a plouat destul de mult ieri. Râul ăsta se cheamă Sihlă, ceva de genul, nu știu să pronunț. Mă rog, se desprinde din celălalt râu limar și am văzut că se varsă într-un lac destul de mare, nu mai știu exact cum se pronunță. Deci e foarte ciudat și nu știu dacă se vede chestia asta pe cameră. Aici e foarte murdară și încolo e apă curată. Gen, nu se combină de fapt, separate total. Și aici e celălalt râu care e mult mai curat decât primul. Văd că sunt niște construcții aici. Aici e o clădire destul de mare și de veche, care reprezintă Muzeul Național. Am zis că nu o să vizitez astăzi muzeul pentru că trebuie să mă documentez mai mult despre ce presupune chestia asta, cât costă taxa de intrare, dacă poți filma în interior și, în primul rând, de unde se intră, că asta e o mare problemă aici, cel puțin pentru mine. Am văzut oameni care notau pe aici, deci probabil când e mult mai cald afară și vor să se răcurească, poți să și înoți. Poate nici nu-i foarte adâncă. Nu știu, nu cred că am de gând să testez, sincer. Eventual mă mai duc pe la magazin să-mi iau câteva chestii de mâncare și apoi o să merg acasă. Deci dacă în orașele mari nu trebuie să-ți parc cariera mașini, în orașul ăsta nu găsești la biciclete, efectiv. Mă înțeleg cum poți să nu uiți unde pui bicicleta. Pe la mașină poți să n-ai chiar. Care te notifică unde e mașina în caz că ești în apropiere de la bicicletă. Foarte greu. Și cum o dai jos de acolo? De obicei, gările sunt cele mai murdare, cele mai pline de mizerie, locuri dintr-un oraș oricât de civilizat ar fi. Dar aici, nici urmă de mizerie și momentan, niciun cerșetor. Deci o chestie pe care am observat e că trenurile sunt foarte lungi și nu mai silențios decât cele de la noi. Am cumpărat niște saci de gunoi, care sunt speciali. Și am dat pe 10 bucăți 20 de franci. În Elveția nu ești obligat să reciclezi, dar ai voie să cumperi numai sacii ăștia special pentru a arunca la gunoi. Probabil în prețul ăsta intră și plata reciclării, deoarece și la noi degeaba avem gunoaiele de culori diferite. Chiar dacă lumea aruncă în tomberoane diferite, materiale diferite, când vine mașina de gunoi, le amestecă pe toate în același loc, pentru că justificarea lor e că nu au încredere în oameni și le reciclează ei separat. Să nu se mai obosească oamenii, deși poți să faci chestia asta, poți să reciclezi separat dacă vrei. Poți să primești amendă dacă nu respecti. Adică dacă arunci ceva unde nu trebuie, primești o amendă care costă destul de mult. Cine nu vrea să se obosească, cumpără saci ăștia de gunoi și nu mai are treabă. Dar e important că ai voie numai saci de genul ăsta să arunci. Deci mulțumesc că te-ai uitat la video-ul ăsta. Dacă mai ai idei de videouri, le poți lăsa în comentarii. Îți urez mult succes în continuare.